băut două cafele și mi-a luat prea mult să scriu tot ce am cap, așa că fac acest video și te întreb iar. Ai zis că e greu, nu? Eu te întreb, ai un job de 8 ore, da? Tu vrei să-mi spui mie că în alea 8 ore te bucuri de fiecare minuțel din jobul ăla, ești încântat, încă un contract, încă o factură, încă un client care țipă la mine. Serios, n-ai cum, inclusiv în jobul meu, sunt lucruri care nu-mi fac plăcere să le fac. La fel și în al tău. Și ce crezi? Le fac. Le fac pentru că trebuie, pentru că știu că la final o să am și satisfacția carierei, și satisfacția rezultatelor, și a banilor, și a tot. Da? Exact așa este și cu partea asta de sport și alimentație. Știu că este greu în primă fază, dar sunt niște valuri în care atunci ți-e greu, trebuie să treci peste. Orice masă, orice antrenament te aduce mai aproape de obiectiv. Chiar dacă nu vrei să le faci pe moment, bucuria asta de la final, da? Să zicem după 3 luni de zile în care o să ai cu 10 kg mai puțin, o să fie atât la nivel psihic și fizic și tot, se schimbă totul. Asta adică bucuria asta care o să o ai în 3 luni de zile, dacă începi acum, este la fel de mare ca salariul ăla pe care îl iei la final, da, îl iei la final acum, îl cheltui pe bucuriile astea închipuite, că de fapt îți cumperi o roche care e mare, te duci într-o vacanță, ajungi pe plajă, nu vrei să te dezbraci că nu-ți place cum arăți, adică fă o comparație. Cât aloc pentru job ca să am satisfacția banilor, să mă bucur, să-mi fac bucuriile astea ale vieții și cât aloc pentru întreținerea mea, fie că e vorba de antrenament, fie că e vorba de ce mănânc, dacă am final să mă uit în oglindă și să mă bucur, să zic, mamă, ce tare! Eu arăt acum la 35 de ani mai bine decât la 30 de ani. Tu îți dai seama? Deci gândește, cum o să te simți dacă în 3 luni o să ai 10 kg mai puțin și o să-ți cumperi ce haină vrei tu și o să ai energie.